Filmul documentar Salvatorul Bisericilor Condamnate, realizat de Televiziunea Trinitas a Patriarhiei Române, a fost lansat astăzi la Muzeul Național de Istorie a României. Evenimentul a avut loc în sala Lapidarium. Această idee mi-a venit așa ca un dar, ca un har de la Dumnezeu, care m-a îndrumat pas cu pas ca să încerc să fac ceva. Filmul documentar Salvatorul Bisericilor Condamnate aduce în prim plan personalitatea inginerului Eugen Iordăchescu, cel care în vremuri grele pentru Biserica Ortodoxă Română a găsit soluții pentru salvarea unor biserici de la demolare. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la eveniment a fost Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a oferit cu această ocazie inginerului Eugen Iordăchescu crucea patriarhală pentru mireni. Domnul inginer Eugen Iordăchescu este unul dintre principalii artizani ai acestor salvări. De aceea, biserica arată în mod deosebit recunoștință față de domnia sa pentru faptul că, cu experiența dumnealui, cu darurile pe care le-a primit de la Dumnezeu și le-a cultivat, a lucrat și a fost oarecum sfetnic, dacă mi se îngăduie acest cuvânt, pentru trei patriari ai României. Domnule inginer, în numele Preafericitului, vă mulțumim pentru osteneala dumneavoastră, pentru ceea ce ați făcut, pentru faptul că dumneavoastră reprezentați pe acei români care țin la istoria lor și care au făcut ce a fost posibil pentru a salva cât s-a mai putut salva. Prin acest film documentar, cei interesați au posibilitatea de a se familiariza cu un fragment important din istoria Bisericii Ortodoxe Române. N-a fost simplu. În primul rând era o treabă a mea ca individ, ca inginer. A fost o conjunctură deosebită. Mă frământa ceva care nu mă lăsa să gândesc altceva decât noaptea în pat. Gândeam ce pot să fac, n-aveam nicio idee. Soția mă întreba, la ce tot te gândești atât de mult? După câtva timp, i-am spus, aș vrea să fac ceva. E o bisericuță într-un ansamblu mănăstiresc care mi se pare că n-ar trebui să fie demolată. Crezi tu că ai să poți să faci ceva? Și această gândirii m-au urmărit permanent. Directorul general al televiziunii Trinitas a subliniat în discursul său importanța acestui produs mediatic în zilele noastre. Mass media se ocupă de prezent, dar întotdeauna valorifică și prezintă acest prezent titorindu-l sau construindu-l pe moștenirea pe care istoria țării, istoria contextuală ni le trimite. Această moștenire pe care, iată, istoria ne face dator să o păstrăm și să o promovăm, am încercat să o aducem în aceste producții editoriale care sunt reunite într-un DVD intitulat Salvatorul Bisericilor Condamnate, un DVD care pornește de la fapte pentru a ajunge la oameni. Pentru a ajunge la un om care nu a salvat ziduri, care nu a salvat doar niște construcții, ci în primul rând care a salvat o lecție de istorie atât de necesară fiecărei generații care își caută într-un firesc identitatea. Academicianul Ionel Cândea a oferit inginerului Eugen Iordăchescu medalia 40 de ani de cercetări arheologice și istorice la Mănăstirea Măxineni. Domnul inginer Eugen Iordăchescu este absolventul liceului Nicolae Bălcescu din Brăila, înființat în 1863. Este liceul la care au învățat Dumitru Panaitescu Perpesicius. Liceul Bălcescu este liceul în care s-a născut Ana Aslan. Între ei, domnul inginer Eugen Iordăchescu, iată de ce am spus că nu se poate să nu facem cunoscut pe inginerul Iordăchescu și metoda translației, salvarea monumentelor și printr-un alt fel de mod decât cel pe care
postul de televiziune Trinitas, pentru care nu am decât cuvinte de laudă și de mulțumire pentru acest extraordinar DVD pe care l-a realizat. Părintele profesor Daniel Benga, actualul paroh al Bisericii Sfântul Ștefan Cuibul cu Barză, ultima biserică salvată prin translare, a prezentat câteva secrete din procedeul de translare inventat de inginerul Eugen Iordăchescu. Domnul inginer ne-a povestit un lucru extraordinar pe care vreau să vi-l spun. Dânsul vorbește și tot timpul spune amănunte noi. În biserica noastră însă ne-a spus un lucru care pe mine m-a marcat atunci, legat de inspirația dumnezeiască, despre care se vorbește și în filmul prezentat de TV Trinitas, cum l-a inspirat Dumnezeu la această acțiune. Dar nu ne-a mărturisit atunci un lucru extraordinar, că aceste cricuri hidraulice pe care ridica bisericile să le mute, aveau mai multe, să spun, puncte de siguranță. Adică ele trebuiau verificate, astfel încât să nu aibă loc o acțiune de sabotaj. Un singur cric putea să cedeze și în momentul acela clădirea era distrusă pentru că se dărâma. Iar dânsul ne-a povestit atunci un amănunt extraordinar, că erau două sisteme de siguranță pe care le știau toți și era un al treilea sistem de siguranță pe care îl știa numai dânsul. De acela nu știa nimeni. Și cu acel sistem mergea întotdeauna pentru a nu se trezi la un moment dat că cineva sabotează acest lucru. Filmul documentar Salvatorul Bisericilor Condamnate a fost prezentat în premieră în luna iulie la Veneția.